A plăcut foarte mult personajul și l-am continuat. În al doilea film al seriei, care trebuia să-l facă Mihu Iulian, acesta a început filmările și filmul a ieșit cu totul altceva. La care m-au luat Peter Sărpădeanu și Titus Popovici să fac eu al doilea film. Era, m-a rugat și Mihu Iulian, zice, fă-l tu că ești mai în formă. Ultimul cartuș, a doua serie din grupul comisarilor, spun grupul comisarilor pentru că de fapt comisarul Roman era rolul principal, Miclovan murise în prima serie, dar eu am băgat în scenariul respectiv începutul și sfârșitul tot în legătură cu Miclovan. Roman, care devenise un bun comisar, își aduce aminte de prietenul lui și prietenia care se legase între el și un fost polițist. Ai avut dreptate, Tudore. Dar mai ai puțină răbdare. Tu acum, iartă-mă, ai vreme. Scenariul nu este la înălțimea primului film. Pentru că n-am fost pregătit să fac filmul ăsta, trebuia să facă Mihu Iulian. Sarcină de partid, înțelegi? Și răspunzi. Crezi că trebuia să mi-o mai spui? Din cauza asta avea o săritură. Deci toată povestea cu mănăstirea și cu spionii germani care s-au ascuns la mănăstire era ușor naivă. Dar avea comic. Mă, fiule, eu sunt părintele Avacum, auzi tu? Și sunt flămând și sunt debil. Ai aflat ceva? Tot ce s-a petrecut la Călugări trebuia să fie comicul filmului, care să îndulcească duritatea pe care o avea la început și la sfârșit. Băi, luați boabele astea și foc de artificii ca la 10 mai! În gară există o luptă foarte frumoasă, există o luptă într-un bar în care mă apropii de un film american de epocă, la vremea respectivă, de mare succes. Poliția! Poliția! Băi, băiți! L-am făcut și pe acesta cu multă plăcere, multă plăcere. Și eu sensibilitățile mele. Urmăriți adevăratele filme de aventuri.